în cele ce urmează discutăm cu Irene Costelian, jurnalist francez, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Bun găsit, Irene. Bună dimineața. Bună ziua. Așadar, aș pleca mai întâi de la aceste proteste pe care le-am văzut, imagini cu foarte mulți, zeci de mii de oameni adunați acolo sau poate mii. Întrebarea este, cât reprezintă din comunitatea musulmană, din populația Franței și totodată dacă există și o listă neagră făcută de forțele de securitate în privința musulmanilor care reprezintă un pericol, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile cu protestele, dar și cu atacurile. Într-adevăr, dacă într-un prim timp guvernul a decis ca protestele pro-palestiniene să fie interzise în Franța, în final judecătorul administrativ l-a autorizat. Deci, de vineri avem persoanele care doresc pot să iasă pe stradă să protesteze pentru Palestina. Evident, aceste interziceri guvernamentale erau la început destinate să nu fie o escaladă a violenței și să nu importăm un conflict care nu este francez în Franța. Deci, aceasta era decizia prima. În Franța sunt cam 5,4 milioane de musulmani cu o populație de 68 de milioane de francezi. Deci avem în jur de 8% din populație care este de confesiune musulmană. Aici nu contăm persoanele care sunt în situație iregulată sau care nu sunt declarate, care contează destul de mult și care ar urca aceste cifre la un nivel de aproape între 10 și 15% din persoanele care sunt pe teritoriul Franței, ceea ce este destul de mult. Într-adevăr, printre ele, foarte mulți au fost considerați și sunt considerați ca radicalizați. Avem aproximativ 5100 de persoane care sunt fișate de serviciile de informații ca fiind activi pentru islamism radical, ceea ce totuși pentru Franța este mult, știind că un singur individ a creat deja panică aici, omorând un profesor, cum spunea Gabi mai devreme, într-o școală din Arras, acum mai mult de o săptămână. Un fapt șocant, fiindcă i-a tăiat gâtul, evident, și aceste lucruri ne-au adus aminte de alte evenimente din Franța tragice în ultimii ani. Bun, întrebarea este dacă aceste persoane care se află sub monitorizarea atentă a serviciilor de securitate rămân în continuare în Franța sau se pot lua măsuri astfel încât să fie expulzate? Da, întrebare foarte bună. Printre acești 5100 de persoane care sunt radicalizate islamist în Franța, avem 4260 dintre ei care sunt străini, 2852 care sunt în situație regulată, deci au un titlu de sejur în Franța, restul nu. Autoritățile acum vizează mai specific 193 dintre acești indivizi care sunt în situație iregulată, deci nu au hârtii și care sunt radicalizați, care vor neapărat să-i expulseze în ultimele în viitoarele zile sau într-un timp foarte scurt. Ei sunt absolut, au devenit prioritatea guvernului. Dar ceilalți sunt și ei monitorizați și evident că Franța încearcă ca să se debaraseze cu cât mai mult de acești indivizi jenanți care sunt, chiar reprezintă un pericol pentru populație și pentru stabilitatea statului. Mai ales că acestea sunt demersurile de fapt ale guvernului care de la început am văzut și cu discursul lui Emmanuel Macron încerca să apezeze oarecum, să spună oamenilor că nu trebuie să intre într-o furie nici într-o parte, nici într-alta, deși situația este foarte dramatică în Orientul Mijlociu, acolo trebuie să rămână conflictul. Am văzut că, din păcate, nu a fost prea mult auzit, iar că vocile radicale au urcat în prim plan. Chiar de dimineață, liderul de la extrema stângă, Mélenchon, foarte bine cunoscut pentru pozițiile sale puțin speciale, a atacat șefa Adunării Naționale, care ea este de confesiune evreiască, spunând că ajută persoanele din Israel să comită omoruri, ceea ce este foarte grav. Chiar anumite personalități de extrema stânga sunt monitorizate și ele
autorități și multe sunt chiar duse în judecată pentru apologia terorismului, ceea ce devine foarte complicat de gestionat când clasa politică ea însuși este divizată și o parte dintre ei, cei de la extrema stângă, ceea ce nu s-a așteptat foarte mult în Franța. Să discutăm puțin și despre vizita președintelui Macron în Israel. Știm totodată că Franța nu își reiterează sprijinul pentru Israel. Voiam să vă mai întreb ce se mai știe despre cetățenii francezi aflați în zona de conflict. Și totodată, Irene, ca o completare, am văzut că Emmanuel Macron încearcă într-o oarecare măsură să negocieze inclusiv cu gruparea Hezbollah, nu știm exact ce. Da, într-adevăr. Deci avem încă... bilanțul oficial este de 30 de francezi care au fost omorâți în acele incursiuni ale Hamas în Israel. Mai sunt 7 persoane dispărute care sunt considerate pentru moment ca fiind ostatici în banda din Gaza. Iar, într-adevăr, Emmanuel Macron se deplasează mâine în Israel, vizită oficială. Pe altă parte, într-adevăr, diplomația și Emmanuel Macron întrețin legături destul de strânse cu Hezbollah, care este tot așa o grupare radicalizată, dar din partea asta care este situată în Liban. Franța cu Liban au o diplomație care e foarte activă și legături destul de strânse. Toate acestea au ca scop ca să nu fie o escaladă în nordul Israelului, să nu se deschidă mai multe fronturi. Știm deja că situația în nordul Israelului este foarte tensionată și Franța încearcă o dezescaladă prin căile diplomatice, cel puțin. Bun, vom vedea dacă va reuși să facă acest lucru, dar cât de importantă este o astfel de negociere între președintele Emmanuel Macron și gruparea Hezbollah în contextul în care vedem și comunitatea foarte mare de musulmani de la voi din țară? Aici este și o chestiune, în afară de jocurile politiciene, este și o măsură de imagine în care Emmanuel Macron chiar își dorește și cred că este sincer de mersul lui, dar găsi o cale mijlocie în care să detenționeze lucrurile chiar în Franța. Avem încă o dată cea mai mare comunitate musulmană din Europa și cea mai mare. Suntem deja în alertă atentat, deci codul de securitate cel mai important. Numeroase atentate au fost dejucate, chiar de dimineață se anunța dejucarea unui atentat care era plănuit de 3 adolescenți, deci copii de 15 ani care vreau să omoare oameni și să vizeze simbolurile ale statului. Lucrurile sunt foarte complicate și aici, evident, pe orice voce politică care... Unde se aflau acești adolescenți de 15 ani în această dimineață? Scuze, nu am înțeles. Adolescenții din această dimineață care au fost prinși, unde se aflau? Ce intenționau să facă? Trei dintre ei sunt în Franța, sunt adolescenți care erau în jurul orașului Tours, de origine cecenă pentru doi dintre ei cu cetățenie rusească și unul francez. Plănuiau cu un alt copil din Belgia să facă un atentat la ambasada Israelului în Belgia. Da, pentru că vedem că se întețesc, iată, aceste acte ale adolescenților și în restul Europei. V-am văzut la Viena chiar tot niște copii tineri radicalizați. Exact, au rupt, de fapt, drapelul, iată, de la cea mai mare sinagogă din Viena, de aici și întrebarea. Astfel, înseamnă că se întețesc aceste lucruri și în Franța, în rândul adolescenților. Cei de astăzi sunt în rețele, ei nu mai au chestiunea de frontieră. Ei acționează pe internet prin chat-uri care nu sunt, care sunt criptate și care le permit să, deja în primul plan, cum spunea ministrul nostru pe internet ieri, să se autoradicalizeze online. Deci nu mai au legături fizice cu persoane radicalizate, dar prin discursurile după internet ei se autoradicalizează și atunci devin foarte periculoși, mai ales că adolescenții, știm întotdeauna, orice grupare extremistă mizează pe acești indivizi care sunt foarte tineri și sunt frageți, adică nu au încă capacitatea de a-și da seama că gura nu este soluția. Mulțumim tare mult pentru intervenția ta, Irene Costelian, jurnalist francez. Mergem mai departe.